față de cele din România. Oricum, este un moment bun pentru echipele din Liga 1. Faptul că au mai rămas încă o săptămână în Antalya pentru meciuri disputate pe terenuri mult mai bune decât cele din România. Vedem cele mai importante faze ale primei reprize. Paul Papa a deschis scorul în minutul 8, apoi Iero Belo.